Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am să vă arăt niște plante noi pe care le am, niște plante suculente și sunt foarte frumos înflorite și decorative. Le-am primit din Italia de la un membru al familiei, nu contează, dar cât de frumoase sunt și am decis să filmez acest video, să vă arăt mai de aproape aceste flori. De asemenea, am să vă spun ceva informații despre aceste plante. Iată ce frumos! Eu de fapt le cultiv afară, dar am adus aceste ghivece în casă, îmi este mai comod să filmez. Și hai să vedem încă de mai aproape. Super frumos! Sunt și rezistente la ger. Denumirea științifică se numește Sedum palmer. Sunt de fapt originare din Mexico și fac parte din familia Crassulaceae. Este o plantă perenă care poate crește până la 30-45 cm înălțime și se caracterizează prin frunze groase și este foarte ușor de îngrijit, preferă sol bine drenat și uscat, poate fi crescut atât în grădină cât și în ghivece. Este o plantă rezistentă la secetă și poate fi udată doar ocazional. În cazul meu a fost udată de ploaie că aceste ghivece au stat afară. Aceste plante de sedum necesită puse la soare sau lumină puternică indirectă. Și apropo, aceste plante înfloresc primele din martie și iată, suntem deja în aprilie și încă sunt înflorite, ce frumos! Doresc să menționez că se pot înmulți prin butași, cum am făcut-o în cazul meu. Am primit din Italia butașii și i-am plantat într-un pământ pentru cactus. Și se prinde foarte ușor. Totuși este foarte important să nu udăm prea mult. Sper că ploaia nu le-a udat prea mult, dar oricum afară mai bate vântul și nu vor putrezi. Acest sedum poate fi crescut și în interior și exterior, depinde deja după preferințe. Acum hai să vedem florile mai de aproape, foarte frumoase. Și acestea văd că sunt mai multe aici. Dacă observați aici vedem frunzele roșii ietice în spate. Asta de la frig, dar e ok. Până la urmă vor ceda aceste frunze, dar cresc altele. Deci sper că v-a plăcut acest video, foarte frumoase plante suculente și voi avea grijă de ele în continuare. O zi cât mai frumoasă vă doresc, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez câte un video nou și ne vedem data viitoare.